Târgujienii sunt sfătuiți să-și achită taxele și impozitele până la 31 martie. Contribuabilii care se prezintă la ghișee până la această dată beneficiază și de o bonificație de 10%. Dacă nu își îndeplinesc obligațiile fiscale în următoarele zile, de la 1 aprilie vor fi penalități de 1% pe lună. Valoarea impozitelor și a taxelor încasate de la începutul anului și până în prezent se ridică la aproape 11 milioane de lei. Primul termen de achitare a taxelor și impozitelor pe clădiri, terenuri sau autoturisme se apropie de final. Până la această dată, 22.600 de roluri au fost achitate, dintr-un total de 105.000. Vorbim aici de clădiri, terenuri și mijloace de transport. Și am acordat o bonificație de 600.000 de lei pentru aceste roluri. Sperăm că vom ajunge în apropierea cifrei din anul precedent, unde a fost 32.000 de roluri, deci cu 10.000 de roluri mai mult decât la această dată. Târgujienii care nu își achită impozitele pe bunurile pe care le dețin până la 31 martie trebuie să știe că nu vor mai beneficia de bonificație. Mai mult, vor fi penalizați cu 1% pe lună. Pe 1 aprilie vor plăti impozitul majorat, da, cu 1%, aceasta este cota de majorare, 1% pe lună. Da? La debitele restante, însemnând trimestrul 1 din anul 2017 și dacă au rămășiță, la 31 decembrie 2016, inclusiv la acea rămășiță. Până la această dată, contribuabilii au achitat aproape 11 milioane de lei la Direcția de Taxe și Impozite Locale din Târgu Jiu.